Cunoașterea și înțelegerea costurilor implicate într-o tranzacție imobiliară sunt esențiale pentru a lua decizii informate și pentru a evita neplăcerile financiare ulterioare. Prin pregătire și planificare adecvată, atât vânzătorii cât și cumpărătorii pot avea o experiență mai plăcută și mai reușită în procesul de tranzacționare a unei proprietăți imobiliare. Este recomandat să se obțină mai multe oferte și să se consulte un profesionist în domeniul imobiliar pentru a se asigura că toate costurile sunt luate în considerare și că nu există niciun aspect neglijat. Și o să aflăm noi mai multe despre acest subiect de la Toma Filipovici, președintele Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari. Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație încă o dată! Vorbim despre tranzacțiile imobiliare. Vine un moment în viață, sau poate sunt mai multe momente în viață dacă suntem norocoși, când mai vindem, mai cumpărăm o locuință și atunci, dacă nu avem experiență, să zicem așa, la prima tranzacție, e foarte bine să știm exact ce presupune acest lucru, dacă sunt lucruri mai puțin știute, da, uite, de către telespectatori, și să le punem așa pe o tavă, să ne uităm la ele, să le analizăm și de aceea ne bazăm pe ajutorul tău, că o să ne spui astăzi cam la ce trebuie să fim atenți, uite, atât din punctul de vedere al cumpărătorilor, cât și al vânzătorilor. Desigur, e foarte important să ne informăm înainte, să apelăm la un profesionist și iată că de anul ăsta nu este foarte multă lume informată vis-a-vis de schimbările legislative și fiscale care au avut loc în acest an și au fost destul de multe și astfel dacă doriți să împărțim în două categorii, dacă vorbim de cumpărători, pe lângă, ok, poate nu multă lume știe, este la prima tranzacție imobiliară, costurile notariale sunt suportate de către cumpărător. Și ele pot fi în quantum de 1-1,2% plus TVA din prețul tranzacției. Apoi mai avem de plătit și intabularea imobilului în quantum de câteva sute de lei în funcție de imobil. Pentru vânzător, lucrurile s-au schimbat radical. Din ianuarie 2023 sunt două praguri. S-a eliminat acea facilitate a neplății un impozit până în suma de 450.000 de RON, aceea s-a eliminat. Deci astăzi dacă avem un imobil care valorează 500.000 de lei, ca să fie simplu pentru calcul, da. Noi vom plăti un impozit unde sunt două categorii. Odată, dacă imobilul este deținut de mai puțin de 3 ani de zile, vom plăti 1% către stat. În momentul vânzării, atenție. Bun. Deci banii trebuie să-i aveți în momentul vânzării, nu ulterior vânzării, în aceea zi. Trebuie să avem acești bani pregătiți. Extra. Extra. Da. Iar dacă este deținut de mai mult de 3 ani, am zis invers. Ai 1% zis 1% cu 3%. Da, e invers. E invers? Deci, da. Dacă până acum aveam facilitatea de a nu plăti niciun ban, așa, până în 450.000 de RON, da, acum ce depășește 450.000 de RON, dar este deținut de mai mult de 3 ani de zile, plătim 1%, da. Dacă este deținut de mai puțin de 3 ani de zile, mare atenție, mai ales pentru investitori, vorbim de 3% din toată suma. Deci nu ne mai raportăm la diferența care depășește suma de 450.000 de RON, ci la toată suma. La toată suma. Se aplică la toată suma. Se aplică, da, la toată suma, da. Și din păcate, propunerea legislativă, vedem dacă se va accepta sau nu, este că acest prag de la 1 la 3% să se transforme în 3 și 5%. Sperăm că din tot sufletul că nu, pentru că este o descurajare, o ingerință, să zicem, asupra tranzacției, da, extrem de mare, da, nu doar pentru investitori, dar și pentru cei care, imaginați-vă că dețineți o casă de 30 de ani de zile, să nu mai plătiți 1%, să plătiți 3%. Da, așa este, da. Nu e justificat. Da, așa este. Și cum rămâne cu TVA-ul? Că și aici s-au cu TVA-ul pentru imobile noi, pentru, da, că în România o piață foarte mare, când ne gândim la construcții noi, tranzacțiile sunt purtătoare de TVA. Dacă până acum erau de 5% până în 120.000 de euro și de 19% pentru ce depășește acest prag de 120.000 de euro. Și încă o mențiune foarte importantă pentru consumatorii de imobile noi. 19% se aplică la locurile de parcare, invariabil, pentru că nu există altă variantă, sau la boxe, da? Ne vom confrunta cu un TVA de 9% pentru ce atinge pragul de 120.000 de euro. Din start avem o creștere a prețului de 4% pentru că dezvoltatorii nu o vor absorbi în preț. Nu credem că o vor absorbi în preț.
doar dacă sunt foarte motivați să vândă. Și da, asta e diferența. Deci dacă avem un buget de 100.000 de euro plus TVA, acum dacă ne gândeam la 105.000, ne vom gândi la 109. Ca să fie simplu pentru calcul. Zic eu, așa. Da, taxele care grevează o tranzacție imobiliară astăzi sunt, au început să devină un calcul important pe care trebuie să ne-l facem când ne facem bugetul. Pentru că întâlnim asta foarte des. Dom'le, am un buget ideal de 100.000 de euro. Da, da. Și știu că vreau să-mi iau un apartament asta de 100.000 prețul, de euro. E valoarea intrinsecă a aceei proprietăți. Da. Ok, 100.000, voi plăti 100.000 sau poate cu ajutorul unui agent voi plăti 97.000, cine știe, da, sau 95. Dacă negociază bine, da. Însă trebuie să avem în vedere acea rezervă de bani. Da. Nu putem să plătim toți banii și să ne trezim, ok, am luat, dar și nu avem bani de taxe. Nu mai am bani de celelalte taxe, trebuie nu? Să plătim notarul. Da. Sau după caz, vânzătorul trebuie să plătească impozitul către stat. Da. Agentul, după caz, la fel, dacă e sistemul tradițional de intermediere, X% de ambele părți, sau dacă e sistemul de reprezentare exclusivă, doar una dintre părți plătește comision pentru serviciile care au fost livrate. Da. Deci vorbim de fapt și recomandăm asta tuturor consumatorilor de imobiliare să-și facă o fișă netă. Ok, ăsta e prețul, da, dar ce alte punem? Costuri ce avem? Mai urmează? De fapt, prețul nostru este 100.000 plus, X%, da. Pentru că avem taxe notariale, taxe din tabulare, poliție de asigurare, atât obligatorii cât și facultative, dacă vorbim de credit ipotecar, suntem obligați să ne facem o poliție de asigurare facultativă și este foarte bine să fie așa, iarăși de la 11 noiembrie suntem obligați, inclusiv ca și vânzători, să avem o poliție de asigurare obligatorie, PAD-ul, standard. Nu mai putem vinde fără acesta. Nu mai putem vinde fără certificatul energetic. Iarăși s-au schimbat normele la certificatul energetic. Mare atenție! Sunt foarte multe imobile care au devenit necreditabile. Pentru că la nivel de Uniunea Europeană standardele s-au înăsprit. Și atunci imobilul nostru, nu? Da, care era clasa B. Și ce facem cu aceste imobile? Nu avem ce să facem. Nu mai urmează o altă expertiză? Sau Nu. Normele de astăzi... Așa cum spuneam, dacă imobilul nostru a fost expertizat acum 8 ani de zile ca și fiind categorie A sau B, da. Astăzi s-ar putea să avem surprinderea de a fi încadrat în categoriile C, D, E. Pentru că Uniunea Europeană nu mai consideră A, în afară de deci locuințele pasive sau NZEB, așa cum se spune, Near Zero Energy Building, da. Care trebuie să fie sub zero. E un deziderat dificil de atins. Chiar, pentru că vorbim de panouri fotovoltaice, vorbim de pompe geotermale, vorbim de pompe aerapă, vorbim de o izolație de extrem de mare calitate, care foarte este foarte costisitoare, locuințe... sunt foarte puține unități care respectă acest standard. Așa este, într-adevăr. Nu suntem pregătiți pentru asta încă. Probabil că peste 15-20 de ani vom purta un alt tip de discuție, dar e important ca oamenii să știe că inclusiv dacă energeticul lor nu este mai bun decât clasa C, locuințele lor nu mai sunt creditabile. Și atunci pot fi cumpărate doar cu surse proprii. Nu? Cu banii jos, cum da, zice. Și asta va afecta prețul, valoarea de piață, de fapt, valoarea pe care este dispusă să o plătească cumpărătorul. Dacă speram la ieftiniri, uite că toate semnalele din piață arată că nu sunt este cazul. Sunt prea mulți factori care indică spre nu creșteri. Trebuie să înțeleagă consumatorii de imobiliare că suntem nu doar că suntem într-o piață emergentă, dar dacă vorbim de București și de orașele mari din țară, nevoia este mult mai mare decât oferta, în continuare. Da, așa este. Și probabil că se va adânci, să zicem așa, prăpastia aceasta. Da. Și apropo de cei care își iau prin credit locuință, mai sunt acele depozite, să zicem, pe care le fac la început, nu? Înainte de prima rată, să zicem așa. Știu că ți se cereau niște trei rate sau minim trei rate să ai acolo un depozit făcut. Se mai păstrează în continuare și asta, deci... Mai pui acolo la listă, apropo de taxe. Da, și ce este foarte interesant, că a apărut de curând un program, nu a fost foarte bine mediatizat pentru tinerii sub 40 de ani, cu dobânda în proporție de 75% asigurată de stat. Pentru achiziții imobiliare, într-un anumit quantum, nu este foarte mare, vorbim de 30 sau 35 de mii de euro,
sau pentru renovarea locuinței pe care o avem deja, sau pentru investiții în casă și așa mai departe. Și știu că trebuie să aibă un salariu undeva la, nu mai știu cât era, 5.000-6.000 de lei? Vorbim de salariu mediu, depinde de venitul householdului respectiv, exact. Adică cât câștigăm împreună, trebuie toți să se încadreze, membrii. Nu trebuie să depășească pragul acela de 6.000 de lei net. Da, exact. Deci salariile pe carte de muncă sunt cu siguranță mult mai mari. Da, normal. Dar nu se ia în considerare brutul, se ia în considerare netul. Da. Da, la calcul se ia în considerare și brutul. Așa. Marele avantaj este că dobânda fiind asigurată de stat, e foarte avantajos. Pentru că nu e același lucru ca și cum ai lua un credit de la bancă, fie că vorbim de nevoi personale sau de ipotecară sau de credit imobiliar. Dar revenind la partea asta de creditare, programul Noua Casă încă asigură niște condiții foarte bune pentru cei care nu pot accesa un credit ipotecar și avem acel avans de 5% despre care știm foarte bine că a salvat piața în perioada aceea de criză. Da, și-au luat foarte mulți atunci cu acest program. Da, și a fost un colac de salvare pentru acest business, pentru această industrie. Și iată că statul susține în continuare acest program și este foarte bine. Pentru acele cupluri aflate la început de drum, care nu își pot asigura un 15-20% din prețul tranzacției, iată că statul ne oferă această facilitate de a plăti doar 5%, dacă vorbim de o tranzacție de 70.000 de euro, vorbim de 3.500 de euro. Și una este să ne asigurăm un avans de 3.500 de euro și alta este să ne asigurăm un avans de 4-5 ori mai mare. Așa este, așa este. Thomas, mulțumesc tare mult pentru această discuție și te așteptăm cu drag de fiecare dată. Îți mulțumim frumos. Și eu mulțumesc. Mulțumim. Luăm o scurtă pauză și revenim.